Vestea tristă a zilei este reprezentată de trecerea în neființă a lui Andrei Ionescu. Soțul regretatei Ileana Stana Ionescu a murit la 97 de ani, la 5 luni după decesul actriței. A fost găsit fără suflare în dimineața zilei de 26 noiembrie, de femeia care locuia cu el și îl ajuta la gătit și la treburile casnice. Nadia povestește îndurerată cum au decurs ultimele clipe din viața lui Andrei Ionescu. Actorul s-a stins în somn, după ce, în seara de dinaintea tragediei, a stat de vorbă cu ea și i-a spus că vrea să se odihnească. Domnul Andrei a murit ieri, în somn, la fel ca Ileana. La ora 8:00 dimineața m-am dus să-l trezesc. Era cald, eu îl tot strigam. Dar nu răspundea. M-am speriat foarte rău, am chemat repede salvarea. I-am sunat și pe nepoții din București, dar și pe fiul lui, din America. S-a stins din viață la 5 luni de la decesul soției. Ileana, pe care a adorat-o cu o seară înainte, mâncase bine la cină, a dorit și mâncare de gutui, desertul lui preferat. Pe la ora 21 a spus că se duce să se odihnească. Suferea de dorul soției, n-a mai putut trăi fără ea, a povestit Nadia. La căpătâiul lui Andrei Ionescu urmează să ajungă fiul lui și al Ileanei Stana Ionescu. Bărbatul locuiește în America și și-a pierdut ambii părinți în doar 5 luni. Au venit cei de la o firmă de pompe funebre. L-au luat. Ei se ocupă de acte, de tot. Îl așteptăm pe fiul lui să vină din America. E distrus de durere. În 5 luni și-a pierdut ambii părinți. Încă nu ne-a anunțat când ajunge în țară. Să vedem cum găsește bilet. Dorința lui Andrei a fost să fie incinerat, ca să fie din nou lângă Ileana, marea lui dragoste, a mai spus femeia.